Bună ziua din nou, dragi noștri cititori Herald, iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Așa cum v-am obișnuit în cadrul unei noi campanii, este vorba despre învățăturile maestrilor spirituali, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri speciali le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii. Învățăturile maestrilor spirituali. Putem evolua spiritual de unii singuri sau avem nevoie de un îndrumător, de un ghid spiritual? Ce este un maestru, un mentor și cum ne poate sprijini pe cale? Cum recunoaște un maestru spiritual autentic? Iată întrebări la care vom răspunde alături de invitații noștri, indiferent de cale sau de tradiția spirituală. Moștenirea spirituală s-a transmis întotdeauna de la maestru la discipol. Se spune că atunci când discipolul este pregătit, apare și maestrul spiritual. Iar atunci când discipolul este foarte bine pregătit și a ajuns la un nivel de evoluție spirituală, maestrul spiritual dispare. Astăzi este alături de noi Ioan Nistor, specialist human design și cumva cu ceea ce am spus puțin mai devreme, am parafrazat o afirmație pe care el a mai făcut-o într-un alt context, într-o altă emisiune la Canal 33 și pe care de altfel eu am mai discutat-o cu oameni foarte dragi mie pe care i-am avut ca mentor, aș putea spune, domnul profesor Teodoru Ghiondea și domnul Vasile Zecheru, ambii coordonatori de colecții spirituale la editura Herald, în care discutam despre acest lucru, despre faptul că, iată, niciodată discipolul nu caută maestru. Maestru apare atunci când trebuie. O să fac și o prezentare de carte, pentru că vorbim despre maestrii spirituali. Ramana Maharshi, Calea Cunoașterii Supreme, de Arthur Osborne, în seria de autor Ramana Maharshi și în categoria despre care vă spuneam puțin mai devreme, Învățăturile maestrilor spirituali. În paginile prezentului volum ni se dăruiește o religie, deși nu-mi place cuvântul, dar aș putea spune o religie a spiritului care ne ajută să ne eliberăm de dogme și de superstiții, de ritualuri și ceremonii pentru a trăi ca spirite libere. Esența tuturor religiilor e o problemă intimă și personală, un raport individual cu divinul. Nu atât preaslăvire, cât căutare, o cale de devenire, o cale de eliberare spirituală. Și aș porni discuția noastră de la celebrul aforism grec, pe care, la fel, în alte contexte l-am mai folosit: cunoaște-te pe tine însuți, înrudit cu preceptul upanishadic atmanam vidi, cunoașterea sinelui. Așa cum am spus puțin mai devreme, atunci când spuneam despre relația dintre, am amintit relația dintre maestru spiritual și discipol, cum simțim nevoia de a alege o cale spirituală? Și mă gândesc mai ales la faptul că vorbesc acum din postura, hai să spunem, din postura cititorului, din postura aspirantului, nici măcar a neofitului sau a celui neinițiat. Și mă gândesc că pe piață, știu că sună ușor mercantil ceea ce spun, dar pe piață există o ofertă foarte mare din punct de vedere spiritual și ne gândim că de fapt ne dorim o cale, rezonăm cu o anumită cale, să spunem, din care mai știm câte ceva, din punct de vedere pur cognitiv. Da? Parcă mă atrage calea budismului zen. Am găsit eu ceva acolo. Parcă mă atrage calea budismului tantric, dar parcă mă atrage sufismul. Ideea este că cu cât știm mai mult despre o tradiție spirituală, cu atât parcă suntem puțin mai atrași de ea, pentru că firește cunoaște mai multe și ceva foarte normal. Dar cum simțim că avem nevoie de un maestru spiritual, că simțim nevoia să mergem pe un drum, pe o cale? Bună seara, în primul rând. Mă bucur să fiu cu tine și cu spectatorii, telespectatorii noștri.
De obicei, căutările spirituale apar când există probabil o anumită provocare. De multe ori căutările spirituale încep cu o provocare. Sper că să fim cinstiți, dar în măsura în care ești vesel, fericit, nu prea mai ai timp să te uiți după o cale spirituală. Și atunci, de multe ori, deși pare ciudat, dar suferința sau provocările ne împing să căutăm cea. Și aici sunt două căi, bineînțeles. Una dintre ele e fuga. Fuga către ceva care ne promite ceva, către o inspirație nouă. Sau căutarea veritabilă, autentică. Și în călătoria mea spirituală am plecat de la o suferință sau de la o, dacă vrei, de la o stare în care nu eram tocmai ok, ci de la moartea mamei. Și de la faptul că viața îmi spunea că nu sunt bine. Îmi retezase practic toate celelalte. Și atunci lucrul ăsta m-a împins să merg către redescoperirea de sine. Bineînțeles că în momentul în care încep să caut, găsești. Și e foarte important să știi să alegi ce să găsești, ce găsești. Pentru că, așa cum ai zis, una dintre piețele care sunt cele mai dezvoltate este piața inspirației. Și în ultima vreme foarte mulți oameni se îmbogățesc din piața asta inspirației. Când zic piața inspirației, mă gândesc că toți avem nevoie de o idee, de ceva ieșit din comun, de ceea ce se numește nou, necunoscut. Da. Și atunci căutarea e foarte bună, dar e foarte important să văd ce caut. Și așa cum ziceai tu, nu ce caut poate, dar cine caută. Ca să aducem discuția un pic către Ramana. Cine caută, de fapt? Pentru că în momentul în care căutăm să înlocuim ceva, pentru că ne lipsește altceva, e bine să vedem dacă există într-adevăr nevoia de căutare sau umplem o lipsă. Ok, deci aici aș vrea să îi fac atenți pe oameni. Pentru că în asemenea căutări, pe urmă ne pierdem. Ne lipsește direcția. Și aici intră probabil ajutorul mentorului. Ajutorul cuiva care are experiența pe care celălalt nu o are. Îi poate oferi celuilalt o perspectivă a experienței. Prin asta se remarcă probabil un mentor sau un maestru spiritual. Nu-mi place deloc termenul ăsta de maestru spiritual, pentru că există oarecare conotație nu tocmai pozitivă în mintea mea, dar bineînțeles aș putea să o înlocuiesc, cum ai zis tu, cu un ghid, cu un mentor. Da, mă gândeam și eu la acest aspect, îți mărturisesc sincer, și mai ales după ce am văzut și emisiunea ta, dar mă gândeam că și, de exemplu, și în, mi-aduc aminte pe vremea, înainte de evenimentele din decembrie 89, existau școli, acum, din păcate, nu prea mai sunt, existau școli profesionale. Și cel care devenea foarte bun într-un anumit domeniu, îi se spunea maestru pe electrician, maestru nu știu cum. Și dacă stăm să ne uităm la rădăcina cuvântului, da? Până dacă luăm și pe Meister Eckhart, da? Ce conține, care e rădăcina acelui cuvânt, da? Maestru înseamnă ceva și de la maestru găsim maestru, da? Este poate ceea ce face el este ridicat la nivel de, la rang de, nu știu, de artă, să spunem, arta de a trăi viața. Uite, vine acum în minte arta de a trăi viața
cât mai conștient, cât mai prezent și așa mai departe. Deci, cred că n-ar avea niște conotații neapărat negative, cuvântul de maestru. De altfel și în engleză, dacă ne uităm, luăm un exemplu, filmul lui Franco Zeffirelli, Iisus din Nazaret, în engleză, apostolii îi se adresau cu master, da? Care master era tradus la în română, era tradus învățătorule. Deci putem să înlocuim cuvântul maestru spiritual cu, cum ai spus tu, cu învățător. Îmi place mult învățător, ghid sau călăuză spirituală. Revenind, și una dintre întrebările de la începutul discuției noastre, cum reușim să facem această distinție între un maestru spiritual autentic? Și n-aș vrea să folosesc, uite, niște cuvinte, cum spui tu, cu conotație negativă, n-aș vrea să folosesc cuvântul șarlatan sau excroc sau eu mai știu cum, da? Dar e destul de... Nu, se există în lume și astfel de situații. Și atunci cum ne dăm seama că... Prin ce ne dăm seama că un maestru spiritual este unul autentic? Uite, că tot l-a invocat puțin mai devreme pe Ramana Maharshi, da? Ideea de maestru autentic vine de la ideea de căutare autentică. Și căutarea autentică înseamnă că în diferite etape ale vieții primești diferite oportunități. Oportunitățile respective vin cu o anumită măestrie, dacă vrei să o luăm așa. Și atunci, în măestrie asta, întâlnești ce te sprijină să mergi mai departe. Dar decizia ca atare o iei tu. Bineînțeles că ceea ce face un maestru nu e autodeclararea, ci din contră recunoașterea pe care o primește maestrul respectiv și titlul pe care îl dau ceilalți ca urmare a experienței și a întâlnirilor cu el. Un adevărat maestru nu se proclamă maestru, pentru că știe că în spatele măiestriei există un om. Știe că orice om nu poate să fie perfect. Pentru că realitatea este că oamenii sau corpurile noastre sunt niște corpuri care degradează și care sunt supuse simțurilor. Și atunci perfecțiunea sau măiestria absolută nu există. Există conștiința care vine în corp și care poate să fie dintr-un nivel de măiestrie, dacă vrei, dar asta se recunoaște. Asta se recunoaște din afară. Și lucrul ăsta câteodată nu ajunge. De ce nu ajunge? Pentru că cei care știu să se vândă, de multe ori par ceea ce nu sunt. Ceea ce numește șarlatani, sunt oameni care știu fachiri, dacă vrei, sau câteodată nici nu există o răutate în spate. Ce pur și simplu există o oarecare experiență care îl face pe respectiv om să ajungă undeva. Și pe urmă, aș zice că recunoașterea ca atare vine pe vibrația ta, pe frecvența ta. Și în momentul în care ai ajuns la un anumit nivel, poți să faci saltul către altceva. Și de aici mesajul pe care l-ai spus tu la început, în momentul în care ești pregătit, maestru apare, pentru că există recunoașterea nevoii de sprijin și nevoii de schimbare. Și ajungi la un moment în care maestru îți dă drumul, dacă e un maestru adevărat, și te împinge să-ți trăiești propria viață. Sau urmează următoarea călătorie către ceva nou. Și am avut ocazia de, mai povesteam lucrul ăsta, să trec prin mai multe asemenea școli, să am diferiți
instructori, învățători, maestri, dacă vrei. Și le sunt recunoscător pentru evoluția pe care am avut-o în câmpul lor. Dar în același timp, unicitatea nu ține de ei, ci ține de mine sau ține de cel care trece prin procesul inițierilor. Și Spune, 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 termină-ți ca să mă ideea. întorc la ideea de șarlatan, sunt puțini cei care într-adevăr sunt șarlatani, dar sunt unii care sunt șarlatani inconștienți. Și care au rolul lor? Și depinde de noi să-i recunoaștem. Vreau să te întreb în ce măsură adevărul, pentru că oricine e conștient de necesitatea, orice persoană care este conștientă de necesitatea, de nevoia, aș putea spune, imperioasă, a propriei schimbări și este în acest proces complex de regăsire a propriului sine, a propriei identități. Poate că ce a făcut până la acel moment în viață nu l-a definit pe el ca om, poate avea alte visuri, poate avea alte țeluri, alte idealuri în viață și așa mai departe. Și în momentul în care a pornit pe cale, a căutat și caută adevărul. Cum poate fi spus adevărul de către maestru discipolului? Pentru că adevărul este revelat. Și de cele mai multe ori adevărul nu poate fi spus așa. Da? Stăm noi la o cafea, da? La o par de vorbă și îmi spui niște lucruri care unele lucruri nu se pot spune și de asta se și spune că adevărul este indicibil. Nu poate fi spus, adică este o taină atât de mare încât este greu de spus oricui și în orice circunstanțe, pentru că e posibil ca acel adevăr acelui potențial discipol să-i facă mai mult rău decât bine. Hai să spunem altfel. Adevărul poate fi spus și se spune de fiecare dată de cine știe adevărul. Problema nu e în spunerea adevărului, în pildă, ci problema e la recepție. Felul în care ne luăm adevărul nostru subiectiv, ceea ce trezește ceea ce ni se spune. Pentru că revelația e interioară. Da? Revelația nu poate să apară în altcineva decât în cel care ascultă. Și atunci e esențial să înțelegem asta e revelația. Da, o ascult și dintr-o dată ceva face sens. De asta adevărul nu poate fi spus, adevărul poate fi doar auzit. Adevărul poate fi doar înțeles, doar perceput. Și de aici, bineînțeles, și provocarea. Pentru că există un adevăr și adevărul subiectiv. Și adevărul subiectiv este o componentă a adevărului. Doar că e o altă fațetă a adevărului și separată oarecum de celelalte fațete ale adevărului. Cam așa văd eu lucrurile. Și dacă te uiți de multe ori, Isus, vorbim despre Isus, vorbim despre Ramana, vorbim despre Mugi sau despre Osho. Da? Ei vorbeau în pilde, spuneau adevărul, dar nimeni nu te poate duce la adevăr. Pentru că nu există o cale prin care, o cale patentată în care să zici fac asta, 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 asta și am ajuns la adevăr. Și toți suntem făcuți cu o anumită perspectivă. Și suntem făcuți să ne aducem contribuția la adevăr prin perspectiva noastră și prin felul nostru unic de a filtra adevărul și de a-l oferi mai departe. De aici are revelația. Uite, am mai găsit ceva interesant legat de Ramana.
Copilul se află mult mai aproape de viziunea sinelui. Foarte interesant. Trebuie să devenim asemenea lui înainte de a răzbi până la tărâmul adevărului. De aceea ni se cere să lăsăm la o parte orice erudiție sofisticată. Asta apropo de înțelepciunea lumească a filozofilor, da? Știm că există două tipuri de înțelepciune, cea divină și cea a cărturarilor. Ni se cere insistent să renaștem. Se afirmă că înțelepciunea pruncilor o întrece pe aceea a cărturarilor. Ramana, da, cărturarilor, eu am spus cuvântul cărturar, dar fără să citesc că mai departe chiar apare acest cuvânt. Ramana Maharshi ne oferă jaloanele unei religii bazate pe scrierile sfinte indiene, esențialmente spirituală, fără a înceta să fie în același timp rațională și etică. Mă mai gândeam la un alt lucru. Uite, în cazul lui Ramana, adevărul pe cale pentru un lucrător sau pentru un trăitor. Știm că lucrători și trăitori, găsim aceste cuvinte, acești termeni mai mult în tradiția spirituală creștină. Dar cred că se poate aplica și în alte tradiții spirituale, că și cel care vrea să afle cât mai multe lucruri și este pe calea respectivă a tradiției respective, este tot un trăitor și un lucrător. Cum este transmisă această înțelepciune a maestrilor spirituali? Pentru că, uite, în cazul lui Ramana și în cărțile, mai ales în cele cu Arthur Osborne, în interviurile sale, mi s-a părut interesant că el invocă tăcerea și că de cele mai multe ori prin tăcere noi aflăm mai multe lucruri decât atunci când vine și ne spune anumite lucruri legate de învățăturile sale. Am învățat un lucru și referitor la trimiterea către copii. Ai observat cum se bucură bebelușii? Ai observat cum un bebeluș sau un copil care începe să meargă, cât de atent se uită la orice, cât de concentrat e pe o frunză, pe o frunză banală. Sau cum ar putea să ia la nesfârșit cu mânuța lui nisip și să-l verse în aceeași mișcare necontenit, găsind de fiecare dată ceva nou în mișcarea asta? Ei, copilul, ca atare, nu are dezvoltat aparatul care descompune mișcarea și încearcă să înțeleagă mișcarea. El trăiește minunea și magia descoperirii nisipului, frunzei. Și atunci nu explică frunza, nu explică nisipul, nu încearcă să numere nisipul, nu încearcă să se uite dacă frunza e mai verde, mai albastră, de ce e mai albastră, dacă e de arțar sau de nuc. Și se bucură pur și simplu de ceea ce este, de frunză. În tăcere sau în ceea ce se numește satsang, asta se întâmplă. Te bucuri de liniște, te conectezi la tine și te bucuri de trăirea pe care o ai în corp. Și ceea ce am învățat foarte mult în ultima vreme e exact asta. Cel mai mare maestru este corpul. Cel mai mare maestru este capacitatea corpului de a ne arăta și de a împământa ceea ce este. Pentru că ce fac cărturarii sau ce încercăm noi să facem este încercăm să percepem cu neocortexul ceva care e mult prea, mult, mult, mult prea mare pentru capacitatea noastră de înțelegere. Și atunci încercăm să reflectăm cumva trăirea. Și uităm să trăim. Câteodată uităm să respirăm. Majoritatea tehnicilor se bazează pe respirație și pe atenție, pe a sta cu tine. Despre asta e vorba. Despre asta e a fi în corp. Despre asta e a te întoarce acasă. Și vezi când zici,
În human design există un lucru fenomenal, și anume, noi suntem practic o conștiință care vine în corp. Și conștiința și corpul creează ceea ce se numește sine. Practic, descoperirea sinelui înseamnă descoperirea conștiinței pe pământ și bucurarea sau trăirea acelei călătorii atât cât durează la maxim. Și a nu încerca să schimbi, practic, corpul pentru că îți imaginezi cum ar trebui să fie sau îți imaginezi ce nu mi-am dorit și ce mi-am dorit și nu s-a întâmplat și încerc să forțez cumva sinele să obțină. Și asta e foarte interesant de văzut. Da? În momentul în care te oprești din a face asta și ești atent la ce se întâmplă, apare magia. Pentru că asta este, de fapt, viața. Magie în desfășurare. Dar nu avem timp pentru ea, pentru că suntem prea interesați să o înțelegem, să o descriem, să o punem în cuvinte. Băiețelul meu îmi zicea acum, avea vreo 3 ani, zicea, eu sunt deja un maestru. De ce încerci să mă înveți? Ar trebui să te învăț eu pe tine. Avea câțiva ani, avea 3 ani. S-a părut fenomenal. Pentru că despre asta e vorba. Noi am uitat să trăim. În încercarea noastră de a deveni, dacă vrei, inteligent despre cum să trăim. De asta probabil că găsim și această bucurie de a trăi, această puritate, această inocență, cum spuneai tu la copii. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre maestrii spirituali. Am venit și cu o recomandare de carte, Ramana Maharshi, Calea Cunoașterii Supreme de Arthur Osborne, în seria de autor Ramana Maharshi, carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, în cadrul campaniei Învățăturile Maestrilor Spirituali. A fost alături de noi Ioan Nistor, specialist Human Design, căruia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile utile și prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! O zi frumoasă!